Un lucru pe care mi-l amintesc cu drag era parfumul leandrului. Mai miroase leandru în ziua de astăzi? Miroase în special exemplarele care s-au păstrat din genetica veche, florile pe care le știm pe la țară. Păstrează parfumul. Din păcate, în ultimul timp, datorită proceselor de ameliorare genetică și obținerea altor culori, florile nu mai au parfum. Am tot studiat exemplarele care au venit din străinătate, am tot căutat parfumul de altă dată și nu l-am mai găsit, așa că ne întoarcem un pic către speciile care au fost, varietățile care sunt în România în acest moment. Și dacă putem să le mulțim pe acelea, să le readucem în prim plan. Dumneavoastră aveți foarte multe parfumate. Am păstrat de la mama soacră niște exemplare și le-am tot înmulțit. Ulterior am mai găsit și varietăți de culoare galbenă, cu floarea bătută și parfumată. Există un fond genetic și ar trebui să mergem pe direcția aceasta. Și vedem că are și niște culori impresionante, un roșu intens, un alb curat. Sunt foarte multe culori, planta este ușor de înmulțit și amelioratorii obțin prin semințe varietăți din ce în ce mai interesante, chiar și cu frunză variegată. Cel mai ușor mod de înmulțire este cel cu butașul tăiat în sticla de apă, dar bineînțeles că poate fi bută și direct într-un substrat ușor de turbă cu perlit sau pământ din grădină. Ideea este ca butașul respectiv să fie aprovizionat cu apă, să-i se reducă frunzișul până la nivelul ultimului rând de frunze și acelea dacă se poate reduce la jumătate pentru împiedicarea evapotranspirației butașului. Haideți să vorbim puțin despre îngrijire. După ce l-am plantat, s-a prins butașul, a făcut rădăcini, ce fel de îngrijire trebuie să-i asigurăm? Îngrijirea leandrului pornește de la asigurarea unui substrat ușor, de la udări frecvente. Avem nevoie pentru o înflorire abundentă de aprovizionare cu substanțe minerale. Venind din zonele mediteraneene, este o plantă care rezistă în soare intens, dar iubește foarte mult umiditatea atmosferică. Asta nu înseamnă că vom stropi planta, ci pe lângă plantă vom stropi asfaltul sau balcoanele ca să creăm o umiditate atmosferică favorabilă plantei. Pentru că ați amintit de umiditate, noi suntem într-o perioadă cu foarte multe ploi. Ploi care afectează uneori foarte mult anul ăsta. Mi-aș și dori să vă prezint niște leandri extrem de frumoși, dar indiferent de efortul pe care eu l-am făcut și de altfel și ceilalți iubitori, înflorirea în perioada, în perioadele ploioase și mai reci este foarte deficitară. Chiar și petalele imediat se strică. Iar peste iarnă ce facem cu el? Îl protejăm într-un loc însorit, undeva unde temperaturile să fie destul de scăzute, 2-8 grade. Nu vom urmări nici să coborâm această temperatură, deși temperaturi sub 0 grade pe perioade scurte nu afectează partea lemnoasă și deci planta va supraviețui. Temperaturile, în schimb, cele ridicate peste 15 grade determină degarnisirea. Practic, frunzele plantei cad și înflorirea este compromisă. Și în primăvară, când îl scoatem, trebuie să-l tundem, să-l toaletăm? Tunderile au loc la un interval de câțiva ani. Se fac în special pentru stimularea lăstăririi, pentru că planta se tot înalță, rezultă niște lăstari golași care sunt inestetici. Vom face aceste tunderi mai severe în ideea de a stimula apariția de noi lăstari și de îmbogățirea tufei. Un fertilizant îi trebuie? Sunt în comerț foarte multe preparate care se diluează foarte ușor de către toată lumea. Sunt îngrășăminte pentru plante cu flori pe care le putem folosi după recomandările de pe recipienții respectivi. Cu bolile și dăunătorii cum stă? Dacă stă la cald, repet, peste 15 grade în încăperiș, aceste temperaturi ridicate determină apariția păduchilor țestoși, a căror excremente dulci de pe suprafața plantei determină apariția fumanginei, o ciupercă care va
termina într-un final planta. Dacă ar fi acum să alegeți o culoare dintre cele pe care le aveți, care vă place cel mai mult? Ca toată lumea aș alege roșu, dar sunt și alte culori, tip piersic. Albul este foarte frumos și exemplarele albe sunt cele care înfloresc și cel mai abundent. Bineînțeles, aș căuta să miroase în primul rând.